La zeci de ani după ce au dispărut de pe piață, unele monede ajung să fie foarte valoroase. Chiar dacă ele nu mai pot fi folosite la cumpărăturile curente, asta nu înseamnă că sunt lipsite de valoare. Monedele de 50 de bani emise la finalul anilor 90 de Banca Națională a României sunt populare în rândul românilor care au trăit în acea perioadă și se vând foarte scump în zilele noastre. Pe exemplu, pe OLX, o persoană vinde o astfel de monedă cu 1000 de lei, iar prețul este negociabil. Aceasta nu este unica monedă scoasă la vânzare la prețuri ridicate pe platforma OLX. Astfel, monedele euro cu defecte au început să fie din ce în ce mai populare în rândul colecționarilor. Astfel, pe un site specializat în vânzarea de diverse obiecte și servicii, o monedă de 1 euro emisă de către autoritățile din Spania se vinde cu 1234 de euro, adică peste 6000 de lei. Moneda este emisă în 2005 și prezintă o serie de defecte față de celelalte monede emise de monetăria Spaniei. Monedele euro cu defecte au început să fie din ce în ce mai populare în rândul colecționarilor. Același utilizator mai scoate la vânzare o monedă de 2 euro extrem de rară la prețul de 2300 de euro. Este vorba despre o ediție aniversară care o înfățișează pe regina Beatrix a Olandei. O monedă de 2 euro grecească bătută greșit în 2002 este scoasă la vânzare pe un site specializat din România pentru 100.000 de euro, adică aproximativ 500.000 de lei. O altă monedă de 2 euro pusă în circulație în 2001 se vinde în 2022 pe site-urile de anunțuri cu numai puțin de 6.000 de euro, echivalentul la circa 30.000 de lei, relatează gândul.ro.